Bună dimineața, salutare, bună ziua, bună seara, depinde când vă uitați la acest vlog. Bine v-am găsit din nou pe canalul Berti Ciotilo, pe canalul tău de aventuri. Și da, mi-ați lipsit, de 4 zile nu am făcut vloguri, de 4 zile am ajuns acasă, sau de 5. Și cu cine a urmărit ultimul vlog, ne-am grăbit acasă fiindcă mama mea a împlinit frumoasa vârstă de 78 de ani și am dorit neapărat, dacă așa a vrut Dumnezeu, să ajungem acasă, să și sărbătorim. A fost împreună cu familia, deci prima zi pur și simplu, după oboseală ce am adunat în aventură, imediat am primit un șoc pozitiv, că am putut îmbrățișa pe mama și am putut ura live la mulți ani. Am auzit cu frații mei, deci eu zic că așa au vrut soarta. În aventura mea au fost câteva momente în care noi am crezut că uite, trebuie să ocolim, uite că iar se întâmplă, și de fapt trebuia să vedem mâna lui Dumnezeu când ne-a potat pe drum. În Kirghizistan, dacă mai țineți minte, când ne-am opotunit în zăpadă, când am vrut să tăiem o munte, să economisim 700 de kilometri, până la jumătate am reușit, după aceea era zăpadă așa de mare că ne-am întors. Așa că atunci am zis, Doamne, de ce? Păi ca să ajungem exact pe 9 ianuarie pe Pamir, 2024, când 2020, 9 ianuarie, am ajuns la polul frigului, primii români care au ajuns iarna plină cu o singură mașină, și așa au vrut soarta ca 9 ianuarie să fie undeva o zi specială, și am zis că de acum încolo, dacă Dumnezeu și soarta așa a vrut, 9 ianuarie va fi ziua de naștere a Neo Adventure România, clubului nostru frumos, și va fi o zi specială pentru mine tot timpul, ca și a doua zi de naștere. Trei zile după ce m-am odinit, m-am mutat la Netflix, urmăresc foarte mulți vloggeri de călătorii și din România și din alte țări. Am avut rămas în urmă cu câteva episoade, așa că am zis că trei zile nu fac niciun vlog, mă odinesc, încerc să mă recuperez. Am avut discuții și cu Norbi despre noua noastră aventură ce o să urmeze în martie cu motocicletele. Astăzi Norbi a plecat la Devoșca, probabil, nu știu. Și, dar oricum, despre cheltuieli, el a notat, dar eu am ținut evidența. Așa că am considerat că oricum o să vorbim azi dar de cheltuieli, așa că ajunge dacă sunt eu aici în fața camerei. Cu Norbi o să avem multe alte aventuri, așa că despre cheltuieli vă țin eu acum la curent. Și am făcut un bine sau o greșeală, asta nu știu. În ultimul episod v-am cerut că vreau să fac prezentările de carte în România și v-am cerut, dacă aveți o locație în București unde putem ține, să mă anunțați pe telefon. Evident nu m-a anunțat nimeni, o să găsim, nu-i problemă. Dar am primit de la ultimul episod 1300 și ceva de mesaje pe WhatsApp unde puneți foarte multe întrebări. Nu există timp din 24, dacă 24 aș răspunde la mesaje, pur și simplu nu m-aș putea să răspund. Gândiți-vă că avem acum, cred că o să depășim 60.000 de abonați, mă bucur enorm că sunteți așa de mulți pe bancheta de spate, dar dacă nu e 60.000, dar 1% pune întrebări, deja este 600 de mesaje pe zi, deci pur și simplu nu pot să răspund fizic. Foarte multe mesaje, am încercat să le citesc, scrieți de unde am cumpărat casetofonul, găsiți tot în primul video sau în al doilea, înainte de aventură, când v-am arătat Duster-ul. De fapt, 99% din întrebări găsiți aici pe canalul de YouTube, în cele 450 de filmulețe. Haideți să facem un felul următor. Ce nu găsiți în vloguri și chiar vă uitați de 3 ori și nu găsiți,
pe adresa de e-mail, vă rog, nu pe WhatsApp, pur și simplu telefonul deja l-am pus în altă cameră și că ding, 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 așa a fost. Și dacă mă urmăriți pe mine și chiar vă place ceea ce fac, încercați să-mi scrieți e-mail, vă rog. berticiotila@gmail.com, vă las aici dacă aveți o întrebare sau mulțumesc frumos pentru foarte multe invitații, mai ales invitații le-am primit pe e-mail și uite că e-mailul încă nu vin așa multe, încerc să le citesc, o să încerc să, foarte mulți m-au invitat cu Norbi sau pe mine să ținem o prezentare despre aventură, multe firme care fac team building-uri, eu cu mare drag dacă am programul liber, dacă am programul liber atunci, cu mare drag. Mulțumesc motocicliștilor care m-au invitat, trebuie să merg la vreo 4-5 de deschide de sezon moto să țin un discurs, cu mare drag, dacă o să am timpul, eu unde am și confirmat pe e-mail, cu mare drag mă duc. Ăsta a fost așa la început, înainte să începem cu cifrele. Încerc să răspund, dar nu pot tot timpul, fiindcă fizic nu-mi permite, de aceea pe e-mail mai am și colegi aici la firmă care au acces la adresa mea de e-mail și dacă ei consideră, dacă sunt niște chestii care poate ei să ajută, cu mare drag, nu am cumpărat casetofonul și colegii mei știu probabil de la firmă, de aceea ar fi mai bine să întrebați e-mail, evident ce este întrebare personală unde eu pot să răspund, ei îmi transmit mie și încercăm să răspundem. Mulțumesc tare mult! Prezentarea de carte va veni peste vreo săptămână, două. În săptămâna viitoare vă țin la curent, mergeți neapărat pe Facebook, că acolo postez zilnic, pe Berti Ciotilă sau pe Neo Adventure România și acolo să postez unde ținem prezentările de carte. Mulțumesc așa de mult să doriți să le vedem și evident mulțumesc pentru comenzile la carte. De când am venit acasă numai autografe dau, fiindcă primele volume s-au vândut, acum am primit altele și azi când termin acest vlog mă apuc să dedic cartea, am vreo 200 ce ați comandat de dedicat. Mulțumesc foarte mult! Pe site-ul berticiotilo.ro puteți să comandați cartea când a fost cu Norbi în Siberia și Asia Centrală cu Loganul, prima expediție. Dragilor, a venit momentul să beau o cafeluță și să dăm bătaie la cheltuiele. Am defalcat, în expediția asta am notat exact tot ce s-a întâmplat, pe tot pe ce am dat banii. Cheltuielile astea a fost pe drum, nu luăm în calcul cheltuielile ce am făcut înainte de aventură, am cumpărat sac de dormit, casetofon, portbagaj, Garminul pe care m-ați putut urmări, chiar un abonament destul de scump, 106 de euro pe lună, dar are altă opțiune, buton de SOS, puteam să trimiți mesaje pe satelit dacă n-am avut semnal, să anunț familia că sunt bine, așa că înainte de aventură am cheltuit vreo 3.500 de euro, lăzi de aluminiu, dar cu ăla o să rămân și la alte aventuri. Sunt cheltuieli care nu s-au aruncate pe geam, cu ăla rămân, o să le folosesc și în alte aventuri. Undeva, deci pregătirea m-a costat vreo 3.500 de euro, cum am spus, ce-am cumpărat pe Duster, ce-am mai cumpărat cameră nouă GoPro 12 și plus altele. Atât, pur și simplu, vreo 3.500 de euro, dar eu consider că nu fac parte din cheltuieli în aventură. Cum am spus, o să folosesc și la alte aventuri. Dar hai să vedem cheltuielile în aventură. Am stat 38 de nopți, am dormit în aventură, deci 38 de nopți și am stat în total 27 de nopți în cazări în care am plătit. 4 zile am stat la prietenul meu Răzvan Gogonea Gogu, cum îi spun eu și prietenii apropiați. Pe canalul lui deja sunteți foarte mulți pe Răzvan Rusia, face niște vloguri interesante, a devenit și e vlogger și chiar îmi place, felicitări Răzvan de aici. Și la el am stat 4 zile, evident nu am plătit, am fost ospeții lui. 2 nopți am stat la Sergei acasă, pentru care evident nu am plătit. 4 nopți am dormit în mașină. Prima noapte, dormitul în mașină, când am stat 17 ore la vamă, de fapt n-am dormit, dar am stat pe cur în mașină. 3 nopți, 2 nopți am dormit în Rusia, în Siberia,
și o noapte în mașină și o noapte am dormit în Turcia. În mașină, la întoarcere. O noapte am dormit la Canat, la prietenul nostru din Murga, pe care îl salut. Hi, Canat! Thank you very much for invitation. Nu știu dacă se uită. Am zis că se uită la vlogurile mele, nu știu că, ce înțelege, ce nu, dar salutăm de aici. Și cam atât. Restul am dormit la cazare, în total 27 de nopți. Au fost cazări foarte bune în Uzbekistan, unde am stat la 5 stele cu 18 euro și au fost cazări ieftine, scumpe și proste când ați văzut în Kazahstan și la 50 de euro am stat când nu era nici apă caldă, dar n-am avut altă opțiune. Deci în total am cheltuit 1075 de euro pe cazare pe 27 de nopți. Ăsta vine undeva la 30 de euro pe noapte la două persoane și 99% era cu mic dejun. Deci cam peste tot am primit mic dejun. Așa că este mult, este puțin. Eu zic că față de prețurile Europei este puțin. Două persoane. Deci undeva la cazare 1075, deci 1075 de euro am plătit în total. Combustibilul este foarte interesant, am notat în fiecare alimentare. Și când notam România, Slovacia, Polonia, Letonia, unde am alimentat, undeva un plin a ieșit la 60 de euro pentru Duster. Și când am intrat în Rusia, Kazahstan, chiar și Kirghistan și Uzbekistan, 20-30 de euro un plin. Deci acolo cu același cantitate de combustibil am cumpărat la jumate preț. În Georgia, Turcia, mai ales în Turcia cu inflația ce au ei, aproape prețul este 5 lei la benzină, deci 1 euro și ceva, 6 lei aproape. Deci cam acolo. Dar a fost interesant să vedem că prețurile la combustibil în Est este la jumate preț. Evident, și o să discutăm acum despre prețul, dar haideți să vedem de falcat și după aceea vom vorbi de ieftin sau scump. Asigurări auto. În Rusia trebuie să cumpărăm asigurare obligatoriu auto, a trebuit să cumpărăm în Kazahstan, în Georgia și Turcia. În Kirghistan și Tajikistan nu este obligatorie să luăm asigurare, nici n-am găsit nicăieri, așa că acolo nu am cumpărat. În Uzbekistan trebuia să luăm, era un euro de fapt, un euro pe 10 zile. Prima noapte Samarcandul era închis, deja seara n-am găsit, în Buhara n-am găsit și ajungând deja în deșert am zis că asta e, dacă ne oprește poliția o să plătim amenda. În deșert am mers 1000 și ceva de kilometri, ați văzut pe ce drumuri, ne-a oprit poliția, n-a cerut asigurarea și așa că sorry Uzbekistan, am trecut cu riscul, dacă într-adevăr accidentam noi pe cineva, o plăteam acolo cash, n-aveam ce face, n-am găsit, nu că n-am vrut să dăm noi un euro, vă dați seama. Așa a ieșit pasența, o să fim mai atenți data viitoare dacă o să intrăm. Oricum, în Uzbekistan am plătit 3 amenzi și aici trecem la amenzi, taxe de pod și alte taxe, circa 100 de euro. Știți că l-am zis în vlogul când am ieșit din Uzbekistan că de fapt în Samarcand era un bulevard mare, toată lumea mergea cu 70 și eu mergeam după codă, după coloană și la vama a zis că trebuie să plătesc 3 amenzi, fiindcă m-a prins cu 73-74, unde era 60. Nu m-am certat cu ei, că de fapt toată lumea s-a dus, am poză cu mașina mea, am zis vinovat, sunt vinovat, așa că n-am plătit mult, a zis că nu este foarte mult pentru salariul nostru. 17 euro am plătit pentru 3 amenzi la vamă. Deci în total amenzi, taxă de pod, ați văzut și în Rusia am plătit o taxă de pod, la Giurgiu am plătit taxă de pod, 25 de euro am plătit la Tajik când am intrat ceva taxă auto, nu știu, în total taxe, amenzi, alte taxe, 100 de euro am plătit. Service Sergei. La Sergei o să fac un vlog săptămâna viitoare și despre mașină, dar acolo am schimbat preventiv niște piese, ulei, care oricum mașina mergea mai departe, dar am considerat că Sergei mi-a făcut un preț bun, că le schimb acolo. Oricum vreau să schimb ambreiajul de acasă înainte să plec
și vorbind cu Serghei și știind că până acolo nu am munți mari, am mers până acolo cu ambreiajul deja care avea 160.000, așa că acolo am schimbat ambreiaj complet, am schimbat pompa de benzină care tot preventiv n-avea nimic, dar era murdar. Știți că și în pompă este și filtrul la Duster. Am schimbat uleiul în motor, în grup, în cutie pentru frigul mai extrem. În total, la Serghei nu mi-a cerut bani pe manoperă. Mulțumesc, spasiba Serghei. 330 de euro am plătit, dar pentru piese, mi-a arătat facturile, atât am plătit la el. Mâncare. Mâncare era foarte interesantă. Noi n-am plătit mult pentru mâncare. Ați văzut că am mâncat salam. Am mai mâncat noi și la restaurante când am fost invitați. Aici să facem o mică paranteză. Cei 4 zile când am stat la Răzvan, la Gogu, nu ne-a lăsat să plătim absolut nimic. Este un domn și eu spus, domnule, sunteți ospeții mei. Sper să mă revanșez când te întorci, prieten drag, la mine în România. Serghei, când am stat, nu m-a lăsat să plătesc nimic. Tot așa a spus că ești în Rusia și ești musafir, nu plătește, evident, se supăra omul, chiar dacă am insistat în multe situații, când am fost la puburi sau la restaurante. La Canat, când am stat o zi la Murga, nu ne-a lăsat absolut deloc. Acolo chiar m-am certat cu el, fiindcă știu ce salari au ei și cum trăiesc. Chiar am vrut să las o donație, fiindcă ei trăiesc din 100 de euro pe lună, mi-a povestit. Are copii și stă și părinților cu ei. Stau vreo 10 persoane într-o casă cu 100 de euro. Nu știu dacă părinții ei au pensie. Am vrut să fac o donație chiar mai mare și a zis că îl supăr cu treaba asta. Deci la ei există la Tajik că musafirul este musafir și trebuie tratat, călătorul este călător și trebuie tratat ca atare. Deci pur și simplu nu m-a lăsat. Nu m-a lăsat, așa că o să încerc să mă remașez. Este un om super, dacă mergeți pe Pamir, vă las aici în descriere numărul lui și vă ajută cu toate actele, inclusiv cu tot. A zis că, prieten drag, cu ăsta poți să te remașezi dacă îmi faci un pic de reclamă și a deschis acum, s-a deschis un oficiu de turist, lucrează de acasă, ajută turiști. Dar eu sper că să ajungeți cât mai mulți acolo. Deci, în total, n-am spus suma, pe mâncare și pe ciocolată, pe bomboane, pe cafea, 700 de euro am cheltuit. Eu zic că nu este mult pe 39 de zile, 350 de euro pe căciulă. Și credeți-mă că am avut momente când am mâncat și la restaurante, evident, chiar dacă am plătit noi, în Uzbekistan preferam, chiar dacă seara n-am mai filmat, am zis că este time-ul nostru personal cu Norbi, fără cameră, am povestit ca și tata și fiul, am băut o pahar de vin. Da, o să spuneți mulți că domnul Otilo a dat o mână și trebuie să filmez tot. Eu consider că sunt unele lucruri care trebuie filmate și sunt unele lucruri care totuși și acolo ai viața ta privată. Chiar dacă sunt o persoană publică, dar și persoana publică are o viață privată. Și sunt sigur că o să înțelegeți treaba asta. Aici, în paranteză, s-a întâmplat și o situație când noi, înainte să ajungem la Dushanbe, în Tajikistan, am spus că a luat legătura cu noi un român care este stabilit acolo și ne invită la masă. Și au venit foarte multe comentarii sub acel vlog în care se fie rușine românului că la urmă nu v-a invitat. Din păcate, ăsta știm noi, să aruncăm cu pietre, să aruncăm, nu trebuie, dragilor. Omul ne-a invitat, am fost la masă, ne-a prezentat Dushanbe. Am fost la un restaurant foarte bun de acolo, dar pur și simplu nu am filmat, fiindcă dânsul este un diplomat și m-a rugat frumos să nu filmez. Nu că m-a rugat frumos, nu mi-a zis așa, dar am considerat eu că este o seară unde care ne-a invitat, a ajuns niște români acolo, i-a făcut o plăcere să ne invite, este un super domn. Am avut o discuție 3-4 ore cu el și așa a zburat timpul. Deci sunt momente în care și un vlogger trebuie să știe să aibă bunul simț de acasă. Probabil că mulți au spus că vlogurile mele de acea și sunt de mult plictisitoare, că nu mai merge numai drumul.
Gândiți-vă că noi arătăm 30 de minute din, sau 40 de minute din ziua respectivă. Evident, facem și altceva, dar considerăm că sunt momente în care mie nu-mi place să intru undeva cu camera în mână sau cu, dacă stau de vorbă cu cineva, să bag camera în față. Există bunul simț, sunt foarte mulți vloggeri care pentru senzație și pentru vizualizare fac. Eu prefer să am vizualizări mai puține, dar să rămân omul cu cei 7 ani de acasă și în călătorii. Cu motocicleta, evident, de multe ori, de aceea și am spus, cu motocicleta, chiar dacă se uită mai puțină lume, dar este mult mai atractivă. Eu, dar motocicliști, vlogger, urmăresc. Spun sincer, nu urmăresc pe nimeni cine merge cu mașina, fiindcă acolo ai o cameră pe cască și de multe ori filmezi interacțiuni fără să vrei. Te topește poliția și camera deja ai pornită, nu mai închizi camera și atunci el nici nu vede că merge camera și așa sunt mult mai multe interacțiuni și cu localnici, intri în magazin, repede să iei o apă, casca rămâne pe cap și camera merge. Dar așa să mă duc eu, mie nu-mi place. No, sunt mulți care fac. Consider că dacă te întâlnești cu cineva și povestești și te ajută, nu neapărat trebuie să-l filmezi. Dar asta sunt eu. Dar oricum mă bucur că mulți apreciați, fiindcă acum am ajuns la, uite, mulțumim la 60.000 de subscriber. Înainte să pornesc în expediție, am avut 50.000, atunci am ajuns la 50.000 și uite, am ajuns la 60.000. Deci înseamnă că totuși apreciați și acest bun simț cu care fac eu vlogurile. Deci asta am vrut să spun cu mâncarea. Am mai, vă spun încă un episod în Uzbekistan, în Buhara, seara, atunci era prima zi când m-am vindecat de la răceală, am simțit și eu gusturile și am zis la Norbi, este o țară ieftină, hai să mergem la un restaurant să mâncăm într-o seară. Deci, de fapt, în seara ce am stat la Buhara. Am mers la un restaurant bun și dați să vedeți prețurile. Am mâncat două pizza turcești, era un restaurant turcesc, mi-e place pizza turcească, că e cu blat mai gros. Am băut o sticlă de vin din Uzbekistan, unul mai bun, că am adus la degustare și el ne-a plăcut foarte mult. Două cafele și cred că două prăjituri la final și am plătit 58 de lei. Deci să vedeți prețurile de acolo. Am mai mers, am mai avut cu Norbi câteva seri din ăsta în care camera nu a mers, care erau o seară tata și fiul în care am discutat, bine, discutam mai mult despre aventură, mâine cum facem, nu am putut să discutăm despre altceva sau despre aventurile noastre care vom avea din primăvară până toamna împreună. Dar am avut și chestii de asta, să nu crezi că nu mai am mers, deci nu mai am mers. Cred că nu, dar drumul am filmat și în Rusia și peste tot am filmat multe altele care eu consider și sper că v-a plăcut. Dar pe mâncare, cum am spus, 700 de euro, dragilor. În total, cheltuiel în aventură, nu înainte, cum am zis că am cheltuit 3.000 ceva pentru pregătire, nu, în aventură am cheltuit 3.764 de euro. Deci 3.764 de euro, care, nu știu, este mult, este puțin pentru 39 de zile, eu spun puțin. Și aici am uitat să trec. Și vom trece cei 150 de euro, cele două vize de Rusia, că dar în Rusia am avut nevoie de viză. Și trec aici, că uite, era să uit. Plus, unde e plusul? Plusul și minusul. Plus 150 de euro viză de Rusia și plus 50 de euro GBA o permit, uite că am uitat să scriu, pentru Tajikistan. Așa, dacă mai punem 200 de euro, atunci iese la 3.964, hai să rotunjim, mai dăm o rotunjeală, 4.000 de euro. Deci 4.000 de euro ne-a costat cu viză, absolut cu tot, aventura asta, 39 de zile. Din păcate, noi am mai pierdut aproape 1.000 de euro pe acest drum, fiindcă înainte să plecăm noi deja am dat comandă la CDP, la carnet de pasaj, care este obligatoriu să intri în Iran și 280 de euro pentru vizele de Iran. Noi am obținut, am avut viză de Iran, aproape 1.000 de euro ne costa să intrăm în Iran cu carnet de pasaj și
și viză, banii plătiți deja și la urmă am luat o decizie noi, vorbind și cu tagigii de acolo. Noi știți că în Tajikistan am mers 1300 de kilometri, dar pe graniță. De fapt, ei au graniță cu Afganistan 1300 de kilometri, noi am mers circa 700 de kilometri paralel cu granița. Am stat în hoteluri în Tajikistan care fac afaceri cu afganii și cunosc zona și a zis că nu este momentul ca să mergem. Mulți ne-ați acuzat că de fapt noi am vorbit de Iran și Afganistan ca să vă uitați la vloguri. Bineînțeles, era 1% care ne-a acuzat, că cei 99% mă cunoașteți de foarte mult timp, probabil cei noi pe canal. Dacă noi era numai un PR pentru noi ca să vă uitați mai mulți la vloguri, eu cred că nu plăteam 1000 de euro. Nu aruncam pe geam afară, fiindcă CDP-ul nu mai pot folosi și viza de Iran poate în valabil 3 luni, în ăștia 3 luni nu cred că mă voi duce în Iran. Deci am pierdut, din păcate, aproape 1000 de euro, dar suntem aici. Probabil că nu s-a întâmplat nimic cu noi, că și alți prieteni au fost în Afganistan, Iran, dar atunci eram și obosiți și vorbind cu tagigii, vorbind cu familia, în aventură trebuie să iei decizii, eu am luat decizia că nu intrăm, chiar dacă am făcut cu 1000 de kilometri mai mult, cum am ocolit pe nord Marea Caspică, dar nu, pur și simplu. Când am pornit, noi am spus că avem planul A, Iran-Afganistan, și planul B acesta. Deci tot timpul noi am prezentat planul B. Din păcate, plan C nu era. Mulți au spus că de ce n-am plecat Turkmenistan. Turkmenistan nu mai dă viză de tranzit, dar viză cu ghid costă 1000 și ceva de euro. Deci, sau prin feribot prin Azerbaijan. Azerbaijan de 3 ani are granițele terestre închise, deci cine este aventurier sau este mai mult, are cunoștință de cauză, știe că dar aceste două drumuri aveam să venim acasă. Evident, și aici referitor că mulți a spus că când ne-am urmărit numai să vedem Iran, Afganistan, sunt foarte mulți vloggeri și din România care sunt în Iran, au fost în Iran, puteți să vă uitați, dar eu și acum cred, văzând vizualizările la cele 30 și ceva de episoade ce am filmat, Rusia a fost țara care v-a interesat cel mai mult. Deci se vede la vizualizări, la vloguri, 70, 80.000, 150.000 de vizualizări pe vlog, și când am intrat în alte țări a scăzut. Aici se vede că încă voi căutați să vă uitați ce se întâmplă în Rusia, apolitic, cum am prezentat noi, chiar dacă erau unii care ne acuzau cu spionaj. Cred că nu stăteam 17 ore la vamă dacă eram un spion, nu? Sunam să mă lase, deci, sau nu ne interoga și chestia de asta. În fine, asta sunt tot timpul acuze și vorbe în vânt, dar noi deja zâmbim pe treaba asta. Ăsta este un vlog despre cheltuieli, deci cum am spus, ne-a costat 4.000 de euro total aventura și am pierdut 1.000 când am intrat în Iran. Deci undeva noi pe aventura asta am plătit 5.000 de euro. Și aici mă paranteză că mulți au spus că Otilo, nu faci tu pentru noi vlogurile, că uite, primești bani de la YouTube, credeți-mă că cine are canal de YouTube știe că nici 10%, poate 10% am recuperat din vizualizări ce a plătit sau o să plătească YouTube-ul din aceste cheltuieli. Odată și odată trebuie să înțeleagă foarte mulți că vlogurile în România pe limba română nu acoperă niciun sfert de cheltuieli ce faci. Dacă aș face pe engleză cum sunt DigiBot sau mulți alți vloggeri mari care au milioane de subscriberi, într-adevăr ei și câștigă milioane, dar eu am preferat să rămân la limba română, fiindcă trăiesc în România. Poate că acum a apărut niște softuri în care putem subtitra mai ușor, poate că o să am și subtitrarea de anul acesta pe alte limbi, de fapt pe toate limbile posibile, dar momentan, eu, nu momentan, cât o să fie canalul acesta de YouTube, o să fac pe limba română vlogurile, chiar dacă câștig foarte puțin de YouTube, nu pentru chestia asta fac. Să știți că mulți cred, aici iarăși în paranteză, că noi călătorim pentru a face vloguri, pentru a câștiga bani. Nu, noi călătorim pentru noi
și mai facem vloguri fiindcă îmi place, chiar dacă pierd foarte mult timp și ați văzut, Norbi a spus că tată, eu nu aș putea să fac chestia ce faci tu. Seara când am ajuns eu încă 2-3 ore să editez vloguri, dar credeți-mă că am și călătorit și anul trecut am avut câteva ieșiri cu moto sau când nu am făcut vloguri. Am zis că este o vacanță de-a mea și vreau să mă simt bine în săptămâna respectivă, nu mă simt bine, să nu mă duc cu cameră după mine. Și mi-a lipsit. Deci mi-a lipsit seară de seară să pun vloguri și să citesc comentariile voastre de ce scrieți. Eu sunt un călător, un aventurier și pe lângă asta mai fac vloguri până ce consider că vă place. Nu trăiesc din asta, aici pe canalul de YouTube aveți vloguri în care am fost foarte sincer cu voi când am spus din ce trăiesc eu de fapt și nu pot să spun că trăiesc pe picior mare, dar nu trebuie să, când vine o factură de curent, nu trebuie să cer un împrumut. Deci am o viață bună, dar nu scumpă. Și stau la țară, dar mie mi-ajunge. Dragilor, ăsta a fost vlogul cu cheltuielile. O să fac foarte multe alte vloguri. Din întrebările a fost ca să facem o comparație între dusterul meu, Duster 1 cel bătrân, și Dusterul care a fost King of Maroc, Dusterul Black Neo, care are motor 1.3, Duster 2 mai performant. Chiar m-am gândit și la asta, să facem o comparație, să vedem pro și contra la cele două modele. O să fac un vlog, acum e foarte urât afară, am vrut să fac azi de fapt acel vlog, să mai vorbim puțin despre Duster, cum s-a comportat, săptămâna asta vine și neapărat mergeți pe Facebook și pe Instagram, Berti Ciotilo, și acolo o să, săptămâna viitoare, de fapt acum urmează ca să zic duminică, o să vă țin la curent cu prezentarea de carte unde mergem în țară să ne întâlnim împreună. În primăvară o să, probabil fiecare toamnă cine m-a urmărit la Păstrăvăria, la Poalele Călimanilor, ne vedem cu urmăritorii mei, mulțumesc că veniți așa de mulți și ați primit foarte multe mesaje. Otilor, de ce nu faci și primăvara și toamna? O să vorbesc azi cu Andrei, cu patronul Păstrăvăriei, și dacă o găsim o dată în primăvară, atunci să facem și în primăvara și în toamnă, să ne vedem. Fapt, o întâlnire New Adventure România. Mulțumesc că așa de mulți ați scris. Eu sunt deschis la treaba asta și încă o dată mulțumesc și încerc să răspund și pe mail-uri cât pot și pe mesaje, cât am citit. Foarte mulți mă invitați la deschidere de moto. Firma dumneavoastră are un team building să țin o prezentare despre aventură. Cu mare drag o să vă răspund pe e-mail și găsim o dată în care pot să mă duc. Eu cu mare drag vin să povestesc. Dacă va fi motivațional pentru dumneavoastră, mie face o plăcere. Da, dragilor, aici pe canalul de YouTube sunt foarte mulți noi, mulțumesc că de la 50.000 de abonați când am pornit am ajuns la 60.000. Mulțumesc, mă plec în fața voastră, că știți cum e, orice comentariu negativ și pozitiv, eu consider un comentariu că omul și-a pierdut timpul. Un minut, două minute, cinci minute din viața lui ca să-mi comenteze sau o jumătate de oră ca să se uite la vlogurile mele. Eu așa consider, fiindcă vlogurile mele, chiar dacă aș face și dacă voi nu vă uitați, nu are niciun rost. Deci eu o să muncesc în continuare, canalul vreau să fie încă foarte mult timp și voi, dacă vă uitați, pentru mine face o plăcere. O să urmeze aventura martie în Africa, când mă duc în Orbe, în Maroc. Țara mea preferată, cine a urmărit aventura mea cu motociclete știe. Și o să urmeze foarte multă aventură, avem planuri. Vara mai mult cu motocicleta, iar deja mă gândesc la altă aventură, dar eu consider, mai ales cum am zis, cu motocicleta, chiar dacă nu vă place motocicleta, dar vlogurile, credeți-mă, dacă o să încercați să urmăriți câțiva vlogări cu motocicletă, o să vedeți că este mult mai fun, fiindcă n-ai o caroserie deasupra ta când filmezi, camera vede tot și plus interacțiunile ce faci pe motor cu locanici când ai camera oricum pornită, atunci eu cum am zis eu, dar vlogger de călătorii cu motocicletă urmăresc de ani de zile. Mulțumesc că ați urmărit acest vlog.
Dacă, a, și-am uitat ceva, că mulți a spus că da, Otilo, combustibilul este mai ieftin în stanuri, mâncarea este mai ieftin, hotelul este mai ieftin, dar de ce nu vorbim despre salariile lor? Fiindcă, pur și simplu, eu de aici călătoresc acolo, dragilor. Deci, da, un uzbek câștigă 100 de euro, un tajik 100 de euro, un kirghiz 200 de euro, rușii, nu știu, aproape deja câștigă cât câștigăm noi. Că, de fapt, Răzvan v-a spus treaba asta în vlog, dar consider că, mergând acolo eu, cheltui banii ce câștig în România. Deci eu dacă aici câștig 800 de euro, să spunem, pentru mine este ieftin țara și mă duc să călătoresc. Dacă călătoresc acolo, eu nu trebuie să câștig aici 100 de euro într-o lună. Înțelegeți ce vreau să spun? Deci eu nu nivelul de trai de acolo am prezentat tot timpul. Că uite, costă o cameră de hotel la 5 stele la 20 de euro în Uzbekistan. Nu asta am dorit să prezint că, oh, nu, pentru noi, pentru europeni, merită să vizităm aceste țări, fiindcă este ieftin. Pentru localnicii de acolo, ei nu-și permit. Este evident, din păcate, că nu-și permit, au ei politica lor, nu intrăm în chestii politice, ce știți foarte bine. Dacă țineți minte generația mea și țineți minte, când au venit nemții în 90 și au cumpărat apartamente, 4, 5, 7, 10 apartamente au cumpărat și au zis, uite mă, ce mulți bani au. De fapt, pentru ei, dintr-un salar aproape, cumpărau un apartament. Deci, așa suntem și noi. În Dușanbe, în blocurile ăla noi, ce v-am arătat, un apartament nou de 100 de metri pătrați costă 35.000 de euro. Față de București este mult mai ieftin, în centru, în plin centru, dar pentru ei nu-și permit. Deci, pentru a călători acolo este, a zis, costuri mici, poți să stai foarte ieftin. Dacă mergi, am fost în Munții Alpi în Italia cu motorul, 100 de euro pe noapte, un hotel. Pentru italian nu e mult și pentru noi deja, pentru români. Deci, noi de aceea v-am prezentat prețurile, nu că ne-am mutat noi acolo și ce bine ar fi. De asta va fi vlogul peste două zile. Impresii de călătorie, care țară mi-a plăcut și care nu mi-a plăcut. Veți rămâne surprins. O vine un vlog sincer peste 2-3 zile. Care țară mi-a plăcut și care nu mi-a plăcut. Unde m-aș întoarce, unde nu m-aș întoarce. Unde aș sta și poate sau unde nu aș sta deloc. O să veți rămâne surprins. Nu am dezbătut acest subiect în vlogurile noastre de călătorie. Ajungând acasă după 3-4 zile, mi-am dat seama că trebuie să fac un vlog despre chestia asta. Mulțumesc că m-ați urmărit. Să uitați, o viață avem, trebuie trăită până ce putem și vă îmbrățișez cu mare, mare căldură. Să rămână!